genul programului divertisment. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Este 22 octombrie, este luni și avem parte numai de vreme frumoasă, nu-i așa, Alisa? Bună dimineața, pentru că am văzut. Bună dimineața! Erau 11 grade. Așa este, este mai cald, însă nu este și însorit. Important este să fie cald, nu? Așa este, da, mai ales în această dimineață chiar a fost foarte cald. Într-adevăr. Așadar, repede, facem un scurt rezumat al datelor istorice ce s-au petrecut de-a lungul celor 2018 ani și o să încep cu anul 1814, când a fost lansat la New York primul vas de război cu aburi. Continuăm cu anul 1863, când reprezentanți a 18 țări s-au întâlnit la Geneva și au căzut de acord pentru înființarea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. 22 octombrie 1923, Turcia devine republică în urma dizolvării Imperiului Otoman. La 22 octombrie 1947 are loc la București, în sala de festivități a Școlii Superioare de Război, procesul intentat conducătorilor Partidului Național Țărănesc în frunte cu Iuliu Maniu. 1967, tot 22 octombrie, s-a inaugurat Stadionul Central din Craiova cu ocazia meciului internațional de fotbal dintre echipele României și ale Poloniei. La 22 octombrie 1974 se deschide sesiunea Marii Adunări Naționale, la care se adoptă mai multe legi, între care legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, legea privind sistematizarea teritoriului și localităților. 22 octombrie încheiem cu anul 2015, când China a anunțat că renunță la controversata politică a copilului unic după 36 de ani. Astfel, tuturor cuplurilor chineze li se va permite să aibă 2 copii. Așadar, să vedem și care sunt personalitățile care au marcat data de 22 octombrie. La 22 octombrie 1846 s-a născut Dimitrie Brânză. A fost un medic, naturalist, botanist român, membru titular al Academiei Române. A fondat Grădina Botanică din București, care astăzi îi poartă numele. În 1884, un incendiu distruge întreaga colecție de plante de la Muzeul de Istorie Naturală, ceea ce determină guvernul să aloce fonduri pentru înființarea unei grădini botanice la Cotroceni. În 1885 sunt începute primele lucrări la noua grădină din Cotroceni, fiind ridicată clădirea Institutului Botanic și amenajate grădinile din preajma sa. La 22 octombrie 1866, la Vaslui s-a născut Aglaie Pruteanu. A fost actriță română, interpretă de mare sensibilitate în roluri din teatrul universal și dramaturgie românească. Din 1886 până în 1930, Aglaie Pruteanu a interpretat numeroase roluri din dramaturgia națională și universală. Aglaie Pruteanu a fost o actriță modernă în cea mai deplină înțelegere a cuvântului. Ea a jucat alături de Aristița Romănescu, Grigore Manolescu și Agata Bârsescu. Este mormântată în cimitirul Eternitatea din Iași. În parcul Teatrului Național din Iași se află un bust cu chipul Aglaiei Pruteanu, iar o sală de repetiție a Teatrului Ieșan a primit numele actriței. La 22 octombrie 1952 s-a născut Mircea Sandu. A fost fotbalist român, actualmente membru cu drepturi depline în Comitetul Executiv al UEFA din anul 2007. S-a remarcat ca fotbalist la Sportul Studențesc, unde a jucat între anii 1971 și 1986. A câștigat o Cupă Balcanică, a condus Federația Română de Fotbal din august 1990 până în martie 2014. În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a 3-a pentru rezultatele obținute în preliminariile campionatului european și pentru calificarea la turneul final. Am revenit și desigur că în fiecare dimineață Alisa ne-a pregătit epigrama realizată de domnul Constantin Mândruță. Să vedem cum sună. Este amuzantă. Dioptria, cum să nu-ți găsești gagică? Tu să nu îți pierzi mândria, caută fără de frică și mărește-ți dioptria. Pam, pam! Mergem mai departe. Ce spun meteorologii pentru această zi? Ei bine, astăzi avem cer acoperit cu nori, bate vântul, însă temperatura maximă a zilei va fi de 15 grade Celsius. Nu va crește foarte mult față de ora actuală, când avem 11 grade Celsius, iar la noapte minima nu va scădea sub 9 grade. Am înțeles, mulțumim și urmează revista presei!
Am revenit, avem revista presei și o deschidem în această dimineață cu cotidianul Curierul Zilei, care pe prima pagină ne aduce în prim plan cazul văcarului ucis pe câmp, omorât de un taur, ceea ce părea a fi o crimă, este de fapt o moarte accidentală. Autopsia a elucidat misterul morții. Văcarul care a fost descoperit mort vineri pe un câmp din comuna Căteasca. Așadar, detalii despre acest subiect, dacă vă interesează, aveți în pagina a treia. Mai aflăm tot din cotidianul Curierul Zilei faptul că inconștiența de care a dat dovadă un tânăr îl poate costa libertatea. În vârstă de 26 de ani, acesta a urcat băut la volan. S-a oprit cu mașina într-un cap de pod din beton, a fost rănit ușor și, din fericire, a fost singur în mașină și nu a făcut victime. După accident, a părăsit locul și a fost găsit de polițiști la spital. Fost consilier local amendat pentru scandal. Un fost consilier local a fost amendat de polițiștii secției 4 după ce a făcut scandal la un cunoscut bar de manele din Pitești. Stelica Crăciun, fost consilier la Mărăcineni, a vrut să intre cu niște prieteni într-un club de manele, dar nu a fost lăsat din cauza ținutei. Supărat, s-ar fi certat cu agenții de bază, a fost chemată poliția, care a împărțit amenzi. Așadar, mai aflați faptul că Ionuț Claudiu Butoi a participat la a doua ediție mușcelan al Jocurilor Paralimpice Invictus. Aveți detalii în pagina 12-a. Mai aflați că a apărat penaltii de ziua lui, despre ce este vorba. Citiți în pagina 5-a și avem delegație din Mioveni în Sofia. Detalii aveți despre acest subiect în pagina a doua. Mergem și noi mai departe și în pagina a doua aflăm că se oprește curentul la Călinești, care sunt exact zonele, le aflați din pagina a doua. Mai avem tot aici sfaturi pentru evitarea înghețului. Ei bine, intrarea în sezonul rece va aduce cu siguranță o serie de probleme la instalațiile de apă dacă nu sunt protejate corespunzător. Așa cum prevede contractul pentru furnizarea, prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, trebuie reamintit faptul că instalația interioară de după contor aparține utilizatorului, acestuia revenindu-i și sarcina întreținerii. Așadar, aveți aici o serie de sfaturi cum să protejați apometrele, cum să protejați căminul de apometru și așa mai departe. Aflați detalii din pagina a doua. Mergem și noi mai departe și ajungem la pagina a șaptea, unde avem jocuri în biblioteci. Începând de astăzi și până pe 27 octombrie, în holul Bibliotecii Județene Argeș, va fi deschisă expoziția Jocurile în biblioteci. De la ludoteci la jocuri video, expoziție de fotografie, această expoziție de fotografie surprinde activitățile desfășurate în bibliotecile publice din țară, facilitând astfel contactul cu acestea în sensul cunoașterii și schimbului de experiență, valorizând de asemenea și educația prin cultură și joc. Mai aflați că tot la Biblioteca Județeană Argeș începe și salonul cărții argeșene, începând de astăzi și până vineri la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu Argeș se va desfășura salonul cărții argeșene. Așadar, timp de 5 zile, iubitorii de carte din Argeș se vor delecta cu noutăți editoriale și lansări de carte din genuri diferite. Mai aflăm că prin Festivalul Național Trivale Fest, la care participă mulți tineri, muzica folk are viitorul asigurat la Pitești. Sâmbătă seara, la Filarmonica Pitești s-a desfășurat cea de-a patra ediție a Festivalului Național de Muzică Folk Trivale Fest. Manifestarea la care au venit sute de spectatori a fost organizată de Primăria Municipiului Pitești și Consiliul Local prin Centrul Cultural Pitești. Nu numai publicul a fost numeros, dar și participanții au fost în număr foarte mare, viitorul muzicii folk fiind asigurat printre concurenți, numărându-se foarte mulți copii și tineri. Mai aflăm, ei bine, de pe prima pagină că tânăra agresată și umilită a obținut în instanță ordin de protecție împotriva concubinului violent. Detalii despre acest caz aflați din pagina a 12-a. Mergem mai departe și avem cotidianul Argeșul.
Pe prima pagină, e bine, gust amar la centenar, spun colegii noștri de la Argeșul, în anul centenarului Marii Uniri, în țară au loc fel de fel de manifestări, la fel și în Argeș, județul în care flacăra centenarului ajunge în fiecare localitate, ce nu ajunge în fiecare comună sunt apă curentă, gaze naturale, canalizările și alte asemenea. Pe hârtie, proiectele pentru anul centenarului sunt în Argeș cu duiumul. În realitate însă se bate pasul pe loc. Aveți detalii în pagina a patra. Mai citim despre cei 5 ani fără lucrări în sudul județului. Modernizarea a două drumuri județene blochează timp de 5 ani alte lucrări în partea de sud a județului. Consiliul Județean informează că lucrările de execuție vor începe maximum 6 luni pentru drumul județean 504 și 12 luni pentru drumul județean 503. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a treia. Și mai aflați că mini-hotel cu scandal. Ultima ședință a Consiliului Local a adus în prim plan scandalul dintre consilierii PSD. Motivul, transformarea unui cămin al colegiului Maria Tăiuleanu în mini-hotel. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a doua. În pagina a doua mai aflați despre faptul că se sparge buboiul de la blocul G1, se întreabă colegii noștri, pentru că blocul G1 din Războieni, compus din două tronsoane, a fost modernizat de primărie cu mulți bani, aici fiind amenajate locuințe sociale care întrec în multe situații blocurile normale de pe piață. Mai mult, primăria a inițiat și un proiect cu fonduri europene pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în zonă, precum și pentru înființarea unui centru multifuncțional destinat persoanelor defavorizate. Așadar, în aceste condiții, conducerea primăriei vrea să pună capăt scandalurilor din blocul G1 provocate de unele persoane turbulente și cu siguranță se va ajunge la evacuare. Aceasta fiind singura soluție, cred chiar și colegii noștri de la Cotidianul Argeșul. Mergem mai departe și mai aflăm că Piteștiul a găzduit concursurile nevăzătorilor din România și adio reclamă la păcănele. Plenul Camerei Deputaților a votat un proiect de lege care interzice afișarea în public a cadourilor oferite de jocurile de noroc. Mai aflăm tot din pagina a doua că avem asociere pentru un nou pod peste Argeș. Ei bine, consilierii locali piteșteni au votat în favoarea asocierii Piteștiului cu Consiliul Județean și consiliile locale din Mărăcineni și Mioveni pentru construcția unui nou pod peste Argeș, de pe strada depozitelor până în Mărăcineni. Primarul Cornel Ionică a spus că investiția s-ar putea ridica la circa 50 de milioane de euro, urmând ca părțile implicate să contribuie financiar la o parte din cheltuieli. Am ajuns la final de revista presei. Alisa ne-a pregătit previziunile astrale, așadar să vedem cum sună. Berbec, stările tale de spirit sunt fluctuante astăzi și ar trebui să fii atent în relațiile cu ceilalți. Ocupă-te mai mult de trupul și sufletul tău. Mergi la un salon de înfrumusețare, la o sală de gimnastică sau hainărește prin magazine și răsfață-te cu un mic cadou. Taur, sănătatea este vulnerabilă pe segmentele capului, de aceea adoptă un regim alimentar și hidratează-te suficient. La serviciu se petrec lucruri greu de pătruns sau de gestionat. Fii atent la zonurile care circulă frecvent vis-a-vis de condițiile și activitățile din sfera profesională. Relațiile colegiale sunt tensionate, iar șefii nu te bagă în seamă. Gemeni, un prieten binevoitor îți poate da vești interesante legate de parteneriatele și colaborările în care ești implicat sau vrei să te implici. Selectează informațiile și nu te alarma fără rost. Sunt momente și situații pasagere. Rac, un șef sau o persoană cu autoritate îți poate cere socoteala despre modul în care îți rezolvi îndatoririle de la serviciu. Fii prudent, ia aminte la ce se spune și pe cât posibil urmează sfaturile și îndemnurile primite astăzi. Sănătatea este vulnerabilă, deci îngrijește-te corespunzător. Leu, cineva din străinătate te provoacă la o mică dispută. Poți afla informații prețioase legate de o călătorie sau de niște cursuri desfășurate pe termen lung. Bine ar fi să nu te bazezi pe ceea ce afli, deoarece contextul astral predispune la răsturnări de situație cât de curând. Fii prudent în relațiile parteneriale, atât în relația de cuplu, cât și în relațiile profesionale. Fecioară,
Astăzi este nevoie să achizi unele facturi restante sau să te ocupi de banii și bunurile deținute în comun cu ceilalți. Verifică atent toate documentele cu care ai de-a face, pentru că foarte ușor se pot ivi neplăceri greu de remediat. Balanță. Relațiile parteneriale sunt conflictuale și cu greu se poate ajunge la un consens. Fii prudent, evită deciziile majore și discursurile publice. Sunt momente pasagere, de aceea detașează-te de așa zisele probleme existente în relațiile cu ceilalți. Chiar dacă primești provocări din toate părțile, tu controlează-ți gândurile, vorbele și faptele. Scorpion. Săptămâna debutează cu multă treabă la serviciu. Bazează-te doar pe forțele tale și evită provocările celorlalți. Relațiile colegiale sunt tensionate, iar șefii au pretenții mari de la tine. Sănătatea este vulnerabilă pe segmentele capului, de aceea fii prudent. Săgetător. Persoana iubită și copiii îți pot crea neplăceri astăzi. Ai putea primi reproșuri vis-a-vis de faptul că ești preocupat doar de propria-ți ființă și devii foarte reticent la nevoile celorlalți. Combativitatea de care dai dovadă va duce la rupturi de relații și conflicte majore cu toată lumea. Domolește-ți reacțiile și ai grijă și de cei din jur. Capricorn. Ziua este favorabilă treburilor gospodărești. Verifică atent starea spațiului locativ și alcătuiește un plan de îmbunătățire. Nostalgia trecutului sau a vremurilor copilăriei te poate cuprinde pe neașteptate. Răsfăiește un album cu fotografii, stai de vorbă cu rudele sau mergi în vizită prin locurile natale. Vărsător. Sunt posibile multe drumuri scurte, fie în scop profesional, fie la cineva apropiat care are nevoie de ajutorul tău. Totuși ai putea fi nemulțumit de evenimentele zilei, însă nu pune la suflet și rezolvă situațiile evite atât cât poți. Dacă ai de învățat, de susținut examene, probe sau interviuri, fii prudent, pentru că emotivitatea și subiectivismul ating cote mari. Pești. Prima zi a săptămânii îți aduce îngrijorări legate de câștigurile obținute din muncă. Sunt obținute din activitatea pe care o desfășori la un loc de momente pasagere. Bine ar fi să te rezumi la cheltuielile strict necesare și să eviți speculațiile, asocierile în afaceri sau investițiile. Energia vitală fluctuează mult, de aceea dozează-ți eforturile și stăpânește-ți gândurile și reacțiile. Luăm o scurtă pauză publicitară, însă rămâneți cu noi pentru că urmează Prietena Matinală. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum, la ofertă, deodorant Dove, 150 ml, diverse sortimente la doar 7,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Magazinul mașinii tale, EDG, strada Frații Golești, bloc S6, parter lângă școala 8. Ai nevoie de piese pentru mașina ta? EDG îți pune la dispoziție toată gama de piese și accesorii auto. Urmărește sigla EDG, prețurile și ofertele. EDG, eficientă, dinamism, garanție. Vrei somn bun și odihnitor? Vino la curățătoria ecologică de perne și în 10 minute îți schimbăm burduful vechi al pernei tale cu unul de calitate germană. Curăță pernele de praf, acarieni și microbi. Ne găsești în piața Ceaier sau la telefon 0740661035. O pernă curată înseamnă igienă și somn sănătos. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, toate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, eclanță sau mâneri. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex! La
Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum, la ofertă, deodorant Dove, 150 ml, diverse sortimente la doar 7,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Hotel Star, în Budeasa. Un reper al resorturilor de 4 stele. Bucurați-vă de evenimentele private alături de prieteni. Sală cu 500 de locuri, fine dining, candy bar, fruit bar, profesioniști în evenimente, hotel Star, nuntă sau botez de 4 stele. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum, la ofertă, deodorant Dove, 150 ml, diverse sortimente la doar 7,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Evenimentele apar și dispar. Acțiuni și reacțiuni. Se schimbă mentalități. Lumea se schimbă. Noi, echipa de la Observator Antena 1 Pitești, suntem aici. Sunt Simona Pomazan și de 19 ani sunt mereu cu tine. Șase, patru, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te treabă, mi-o încurăță-l tu. Lasă, bre, că merge și așa. Dar nu e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Siguranța nu e un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. Nu îți asuma niciun risc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România. N-ai sănătate, știm cu toții că parcă n-ai nimic. Așa se face că invitatul nostru în această dimineață este doamna Mariana Badiu, asistent medical, dispensarul TPC. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră, bună dimineața telespectatorilor dumneavoastră, mă bucur să ne revedem. Așadar, foarte importantă, sănătatea. Avem răcel de sezon. Haideți să vorbim în primul și în primul rând despre tuberculoza și noua lege a tuberculozei. Ce înseamnă o lege a unui diagnostic, să spun așa? E un program național care este de multă vreme și care ajută la prevenirea, tratarea, combaterea tuberculozei, pentru că trebuie să fim foarte cinstiți și să spunem că suntem pe primul loc în Europa, avem de 5 ori mai multe cazuri de tuberculoză și așa se face că s-a necesitat apariția unei noi legi. Putem să spunem că această lege a trecut de Comisia de Sănătate și de toate celelalte comisii, au avut avizul, s-a făcut raportul și urmează să fie votată în Camera Deputaților, care este for legislativ pentru această lege. Anul se înțelege că până acum nu se făcea, pentru că sunt programe naționale, sunt strategii naționale, acum aveam o strategie după care lucra până în 2020. Așa ca și noutate din ce am auzit și eu de la domnul președinte al Comisiei de Sănătate, domnul dr. Buicu, sunt lucruri îmbucurătoare și anume faptul că până acum se dădea concediu medical pe perioada unui an și dacă pacientul nu se vindeca, nu se mai putea da concediu medical, urma ca pacientul să se pensioneze pe o perioadă determinată, după care să revină în câmpul muncii când se vindeca. Și o să discutăm noi de ce unii se vindecă mai repede și unii mai greu.
Așa. Ei, acum noua lege prevede faptul că acest pacient care și așa e năpăstuit de soartă și așa este cumva privit neplăcut de ceilalți și o să demontăm și acest mit, și anume faptul că numai pauperii, necăjiții, homeleșii și așa mai departe fac tuberculoză, nu este adevărat și statisticile din ultimul timp o demonstrează. Aceștia pot sta și se trata 2 ani, 3 ani până când boala se remite complet. Ce înseamnă? Înseamnă că investigațiile care se fac îl scot, da, negativ la spută. Sputa este acel element pe care îl eliminăm cu toții când suntem bolnavi și când... Da, asta e un lucru foarte bun. Deci va sta în concediu medical atâta timp cât e nevoie până la rezolvarea cazului. 1. Faptul că se oferă indemnizație de hrană pe toată perioada luării tratamentului în ambulator. Deci bolnavul în momentul în care se depistează, da? Fie trimis de medicul de familie, fie trimis de orice altă unitate sanitară, fie că se prezintă el la dispensarul de pneumofiziologie, dispensarul TBC, cum este cunoscut, el este investigat, dacă se constată că este, are tuberculoză, este internat. Stă pe o perioadă de internat, îi se stabilește diagnosticul, îi se oferă tratamentul, se începe tratamentul, după care omul respectiv își va lua tratamentul în ambulatoriu asistat. Da, deci este un tratament pe care trebuie să-l ia în prezența personalului din dispensar, în prezența personalului din teritoriu, a asistentului social, a asistentului de la medicul de familie. Medicul de familie nu se înțelege că merge la medicul de familie, se adună acolo cu gravide, copii, bătrânei și alte alea. El este un pacient care până când se negativează, da, sputa și nu mai este contagios, nu îi se dă drumul din spital, ca să ne înțelegem. Dar tratamentul durează. Pe toată acea perioadă, cât timp el ia tratamentul, primește o indemnizație de hrană și vreau să vă spun că este un element care îi aduce la tratament, la a-și lua tratamentul. Ei vin de 2-3 ori pe săptămână, nu îi poți aduce de la Cuca, de la Râca, de la nu știu de unde, în fiecare zi. Și vin de 2-3 ori pe săptămână și ia tratamentul și îl fac. Deci ia un lucru bun. Pe toată această perioadă vor beneficia de consiliere psihologică, fiindcă e un caz celebru de la voi din media, Paula Rusu a avut această boală, a simțit pe propria ei ce înseamnă să fii bolnav. Și ea spunea la un moment dat că tratamentul este foarte dur și că este asemănător cu chimioterapia. Și că ți este rău și verzi și are reacții adverse, alergice, mă rog, nu este plăcut. Acum, despre această tuberculoză, ce trebuie să știm? Că e multă în țara noastră, știm, da? Că sunt aproximativ și permiteți-mi să și citesc pentru că e o statistică și sunt niște date reale. Deci, la nivelul 2016 aveam 12.790 de cazuri de boală, da, cazuri noi și recăderi, din care 10.738 cazuri de tuberculoză. Asta însemnând 54,5% la 100 de mii de locuitori. 591 cazuri noi la copii mai mici de 14 ani. Zonele în care sunt mai frecvente sunt zonele în care situația economică e deficitară și estul, o parte din vest, sudul, județele cele mai afectate sunt Tulcea, Giurgiu, Telorman, Olt. Cum ne ferim ca și cum ne ferim? Haideți să vedem cum se manifestă, da? Da? Exact. Deci este o boală care se ia pe cale respiratorie. Da? Ca o viroză. Ca o viroză, așa. Numai că e dată de un bacil, deci nu de un virus, de un germen, de un bacil. Așa. Și cum se ia? Prin tuse, prin expectorație, prin faptul că locuiești, că ești aproape, că stai aproape de o persoană cu tuberculoză o perioadă mai îndelungată de timp. Cum ar fi la școală, facultate? Cum ar fi la școală, la facultate, la în familie, la serviciu. Da? Asta este. Cum se manifestă? Tu cum trebuie să... Când vezi că tușești 2-3 săptămâni, o lună, două, și pe urmă și cu expectorații. Când vezi că ai slăbit, când vezi că ești cu stare generală rea, obosești, adinamic, transpirații, atunci te întrebi, mă, ce se întâmplă, ce se întâmplă? De obicei te duci la medicul de familie, medicul de familie trimite la noi. În momentul în care este trimis la noi, se descoperă un caz la o firmă, firma X, da?
așa, atunci dispensarul, pe de-o parte, cu pacientul ia măsuri, îl trimite la internare, da? Și avem, slavă Domnului, spitale în județul Argeș, sau funcție de cum vrea fiecare, poate să meargă și la Marius Nasta, care e forul coordonator al nostru al rețelei de tuberculoză de la nivel național. Și se iau măsuri ca locul de muncă al pacientului. Se face o anchetă epidemiologică, asta ține de dispensarul de pneumoftiziologie. Dispensarele astea sunt mai multe, e la Costești, la Curtea de Argeș, la Câmpul Lung, la Pitești. Suntem pe zone arondate. Și noi ce facem? Unde lucrează pacientul respectiv? Păi pacientul respectiv lucrează la firma X. Atunci se ia legătura cu medicul de întreprindere de acolo și medicul de întreprindere sau de medicină a muncii, cum îi mai spunem noi, ne trimite contacții, tabel cu toți contacții. Sigur că nu-i poți obliga, dar pentru ei este bine. Acele persoane adulte, li se face o radiografie pulmonară gratuită și se face consultație. În momentul în care se vede ceva pe radiografie sau se discută, se face consultația de către medicul pneumolog, pneumoftiziolog, atunci se constată dacă trebuie să ia sau nu. Familia, la fel. Da? Deci o parte, oamenii cu care a venit în contact. A doua, familia, copii. La copii se cheamă și se face până la 18 ani testarea PPD la mânuță. Da? Este o testare care arată dacă titlul de anticorpi iese sau nu este. În momentul în care iese pozitivă și iese mare, atunci acel copil profilactic îi se dă o doză de chimio în profilaxie ca să nu dezvolte boala. Aia nu înseamnă neapărat că copilul are tuberculoză. Se face, bineînțeles, și radiografie și așa mai departe. La fel, familia, adulții, radiografie, se face tratament dacă e cazul sau nu. Ce mai face omul respectiv? Are un hobby. Adică trebuie să fie foarte sincer și aici este și abilitatea și înțelepciunea medicului și a personalului din dispensar, care trebuie să afle cât mai multe despre persoana respectivă. Da? Are un hobby. Nu știu, e arbitru de fotbal, să zicem. Cât? Repet, nu mai lovește tuberculoza numai oamenii străzi, numai oamenii sărași, numai oamenii care n-au ce mânca. Există și o altă categorie, și anume acele persoane care sunt habotnici așa cu munca și care muncesc de dimineață până seara, nu se alimentează, nu se hidratează, nu se odihnesc. Și aici avem foarte multe persoane, tineri. Boala, așa ca și statistică, lovește de 2,5 ori mai mulți bărbați decât femei. În general, între până în 54 de ani, 30-50, și la femei este între 20-34 de ani. Și acum, ca această tuberculoză, poate să fie, că de ce e, sunt multe persoane care au și alte probleme, au și hepatite, HIV, SIDA, dar nu neapărat. De ce e aparșivă? Pentru că e o boală care nu se, cum să vă spun eu, nu se manifestă așa pregnant, dramatic, foarte rar, ca să te prezinți la doctor și de multe ori stai și un singur pacient nediagnosticat și neintrodus în sistem poate să-ți mai dea o nouă îmbolnăvire. Da? Noi discutăm de focar în momentul în care într-o comunitate sunt cel puțin trei. Și atunci se alertează DSP-ul și se face anchetă epidemiologică și se merge să face dezinfecție și se face acolo, bineînțeles, și la școli și peste tot. De obicei avem colaborare bună și cu școlile și cu întreprinderile și cu de obicei, pentru că trebuie să vină, vă dați seama, în cadrul școlii, toți copiii din clasa respectivă. Toți copiii, dacă e cazul unui copil sau chiar al unui profesor sau chiar al unui îngrijitor sau toți copiii din clasele respective, toți profesorii respectivi. Și se face dezinfecție în săl, se face curățenie, se face dezinfecție și se aduc. Nu e așa dramatică. Această boală parșivă, în ultimele perioade, ca și alte afecțiuni, au dezvoltat rezistență la tratament. Da. Și nu mai mergem pe schema clasică, n-are rost să încărcăm noi telespectatorii cu denumirile medicamentelor, dar nu se mergeau pe niște medicamente și se făcea tratamentul și se rezolva. Acum nu mai sunt, nu mai răspund. Acești pacienți se cheamă mederiști, multidrog rezistenți. Aceste tulpini sunt păcătoase pentru că vii tu care ești tu intelectual și care muncești, eu știu,
un IT-ist, un corporatist, unul care muncești și trage. Și te plicopsești, nu știu, de undeva, de la un hobby unde te-ai dus, de la o, undeva, oriunde. Cu această boală și tragi de ea ani de zile pentru că foarte greu se găsește remediu, foarte greu. Sfatul meu, ca să închidem într-un mod pozitiv, este ca în momentul în care vedeți că aveți o tuse care nu cedează, că ați slăbit, că transpirați noaptea, că sunteți adinamic, nu mai aveți poftă de mâncare, mergeți la medic. În primul rând la medicul de familie, că el știe ce are de făcut și noi avem o parteneria minunată, o relație bună și ei trimit. Și asta este. Dar până la tuberculoză trebuie să fim foarte, foarte atenți și la bolile de sezon. Într-adevăr, pentru că sunt... Eu v-am dat o probă de tuse da. Minunată, dar să știți că sunt vaccinată. Cum apare, da, și uite, mai dăm o veste bună, cum apare vaccinul, primele doze de vaccin care se dau de la Ministerul Sănătății sunt pentru personalul medical din unități sanitare, pentru pacienții din unitățile medico-sociale, deci persoanele cele mai expuse și pe urmă se dau la medicii de familie. Și săptămâna trecută, joi sau vineri, doamna director Honțaru ne-a și spus că au vaccinul venit de la Ministerul Sănătății și că medicii de familie să vină să ridice ca să dea, care sunt persoanele expuse. Bătrâni, copii, persoanele cu probleme respiratorii, așa cum eu am un nas bronșic care mă face mai sensibilă decât restul lumii. Și asta este, ne vaccinăm, nu mai răcim. Sigur că da, dovadă sunt eu că tot am răcit, fiindcă umblu dezbrăcată, fiindcă nu sunt... Eu, având o vârstă excepțională și cea mai frumoasă dintre toate, mi-e cald tot timpul și nu mă îmbrac corespunzător și cred că nu mă hidratez suficient și sunt alternanțele astea de temperatură și, mă rog, de una din alta mai răcești. Dar nu faci formele acelea nenorocite cu tulpinile acelea care dau pneumonii, meningite și care sau dau decese. Sau să zaci la pat. Lasă că zaci la pat, să ajung la decese, da? Și atunci, ce facem? Ne vaccinăm. Acesta e sfatul meu. Bun, nu vi-l dă medicul de familie. Au zis la câte sute de lei dați dumneavoastră pe minuni, dați și 30-40 cât o fi acolo și luați-vă și vaccinați-vă. Am înțeles. Repede, pentru că nu mai avem timp la dispoziție, știu că ordinul asistenților au un test salvează o viață, campania aceasta. Da, e o acțiune a Ordinului Asistenților Medicali din Argeș, se referă la faptul că asistenții medicali spun stop cancerului de col uterin. Și facem campanii în tot județul și din om în om și prin dumneavoastră și cu toată lumea, astfel încât toată populația doamnelor de la 16 la 60 de ani să știe că pot merge în unități sanitare, în ambulatoriu de specialitate la județea, în Curtea de Argeș, în Câmpul Lung, peste tot, să-și recolteze testul Papa Nicolau, doar cu buletinul, fără bilet de trimitere, absolut gratuit. Merge și ridică și acest minim gest face diferența. Și dacă este ceva, Doamne ferește, depistăm în perioadă precoce și este vindecabil cancerul de col uterin, care e prima cauză de moarte la femei în România, se vindecă dacă îl depistăm din timp sau dacă ne controlăm la un an, la doi ani, la trei ani, împreună cu o mamografie care se face pe bilet de trimitere, da, cu programare, o ecografie de sân și atunci reușim în felul acesta să fim niște mămiși, bunici, fericite, liniștite cu familia noastră. Doamna Mariana Vădiu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio în această dimineață. Eu zic că am început așa încă de luni cu un sfat foarte bun și important pentru telespectatori. Repede, Alisa ne va spune care sunt partenerii noștri din această dimineață. Le mulțumim Taj de Secret Garden, Ioana Duță Studio, Chic Boutique, Florăria Altceva și Prăjiturile Mihaelei. Vă mulțumim încă o dată și promitem telespectatorilor că ne vom reîntâlni la Sfatul de Sănătate, să spunem așa. Domnilor și domnilor, am ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire mâine dimineață la aceeași oră. Așadar, rămâneți cu programele Antenei 1 Pitești și, desigur, ale Antenei 1. La revedere!
Pe 28 octombrie de la ora 17, cei mici sunt invitați la Jupiter City pentru petrecerea de Halloween. Într-un decor bântuit de distracție, toți copiii sunt așteptați cu vată de zahăr, popcorn, stand pentru mâini de ceară, nisip kinetic, atelier de pictură și o delicioasă plăcintă cu dovleac. Detalii pe jupitercity.ro și Facebook Jupiter City Pitești. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum, la ofertă, deodorant Dove, 150 ml, diverse sortimente la doar 7,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Magazinul mașinii tale. EDG, strada Frații Golești, bloc S6, parter, lângă școala 8. Ai nevoie de piese pentru mașina ta? EDG îți pune la dispoziție toată gama de piese și accesorii auto. Urmărește sigla EDG, prețurile și ofertele. EDG, eficientă, dinamism, garanție. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată, oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum, la ofertă, deodorant Dove, 150 ml, diverse sortimente la doar 7,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pe 28 octombrie de la ora 17, cei mici sunt invitați la Jupiter City pentru petrecerea de Halloween. Într-un decor bântuit de distracție, toți copiii sunt așteptați cu vată de zahăr, popcorn, stand pentru mâini de ceară, nisip kinetic, atelier de pictură și o delicioasă plăcintă cu dovleac. Detalii pe jupitercity.ro și Facebook Jupiter City Pitești. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.